Juniorii republicani de la CSS Drobeta au obținut o victorie și un egal în duelul din ultima rundă a turului împotriva liceului cu program sportiv Banatul Timișoara. Succesul a fost adus de băieții pregătiți de Marian Brihac. Juniorii A, lideri autoritari ai seriei A5-a, au câștigat cu 5-3 duelul cu bănățenii și au încheiat un tur aproape perfect, 10 victorii și un singur egal. Foarte mulțumit de evoluția lor, având în vedere că a fost ultima etapă, copiii s-au mobilizat la maxim, am întâlnit o echipă bună a liceului cu un program sportiv din Timișoara. Am abordat jocul foarte serios, mobilizare maximă, randament de bun al tuturor, am făcut spectacol și am înscris de 5 ori. Scorul final a fost 5-3, la pauză 4-1, am înscris pentru echipa noastră de 3-5, care confirmă forma bună și titlul de golgeter. Bălăceanu și Lăcustă au completat seria celor 5 goluri. Pe această cale vreau să felicit tot lotul care a participat la aceste competiții pe tot parcursul de campionat, fingere veioși, să aborteze returul cu aceeași seriozitate și la final să termină pe locul 1. Grupa juniorilor B a scos doar o remiză albă în duelul cu bănățenii. Valoarea, sensibil egală, locurile 8 respectiv 7, a fost vizibilă și pe teren. În cazul unei victorii, severinenii făceau rocada cu LPS Banatul Timișoara. A fost un rezultat de egalitate 0-0 pe teren propriu cu LPS Banatul Timișoara. Procesul joc la discreția noastră, echipa a jucat destul de bine, a avut o posesie bună, însă din păcate nu a reușit să subtilicăm ocaziile care le-am creat. Este frustrant că de la meci la meci să avem alte ocazii și să nu înscriem. Nu ne rămâne decât să ne gândim la următorul joc care va fi cu Frontiera, un derby local și sperăm să facem un joc bun, să ne bucurăm de fotbal și să vină cât mai mulți spectatori, pentru că este un derby local. Federația Română de Fotbal a hotărât ca două meciuri din retur să se desfășoare în această toamnă. Astfel, sâmbătă se va consuma derbiul local Frontiera Drobeta CSS Drobeta pe stadionul Termo. Jucătorii lui Edi Iordănescu și oficialii gorjeni nu au rămas impasibili la durerea celor care și-au pierdut rudele în tragedia de la Colectiv. Gorjenii au făcut fericiți 5 copii, aducându-i pentru o zi în sânul echipei Pandure. Copiii și-au pierdut mama în urmă cu mai bine de 3 săptămâni în incendiul de la Colectiv. Mama celor 5 era femeie de serviciu. Este bine ca noi cei din fotbal, fiind formatori de opinie, să încercăm să întindem o mână de ajutor. Sigur că nimic nu e de ajuns în comparație cu pierderea lor, dar cel puțin se mai poate repara ceva și îi facem să se simtă copii, adolescenți, așa cum sunt. Am reușit să-i contactăm și ne-au spus că, eu știu, datorită sufletelor bune din toată țara, au reușit să vină cu haine, cu mâncare. Și am zis să facem ceva special pentru că, până la urmă, trebuie să se simtă în mijlocul nostru deschis. Și ne-am gândit la o acțiune de genul Pandur pentru o zi. Vor petrece momente împreună cu jucătorii, așa cum face orice alt jucător. Tinerii nu vor uita curând ziua petrecută la Târgu Jiu. Au primit training-uri, tricouri, ghiozdane și geci pentru ca apoi să schimbe câteva pase cu jucătorii echipei Pandurii. Un gest foarte frumos și chiar mă bucur că am venit aici și chiar mi-a făcut plăcere să-i cunosc. Prima dată la Târgu Jiu? Da, prima dată. Dar a fost frumos și pe drum. M-a luat puțin somnul, dar a fost ok. Îți place fotbalul? Da, îmi place. Cu cine ții? Cu Steaua. Trebuie să fiu sinceră. Și acum, după... Vă dați seama că acum o să încep să țin și cu Pandurii, pentru că... Te vei gândi și la ei. Logic. Invitații speciali au făcut o fotografie de grup cu jucătorii și antrenorii. Vizita lor a continuat la operele marelui Constantin Brâncuș, unde le-a fost ghid chiar președintele clubului Pandurii, Narcis Răducan, care a intermediat această zi specială pentru copiii greu încercați de soartă. Încasările meciului dintre Pandurii și Petrolul vor fi donate victimelor tragicului accident din clubul Colectiv.
Etapă nebună în județ. Trei favorite au fost încurcate în cadrul etapei a 12-a. Ultima clasată, Coșuștea Căzănești, a pierdut printre degete victoria în meciul disputat acasă împotriva vicecampioanei Recolta Dănceu. Gazdele au deschis scorul prin Adrian Purcăreață în minutul 18, însă la un interval de 180 de secunde, Dănceul a revenit pe tabelă prin reușita lui Constantin Negrescu. Căzăneștiul a preluat din nou conducerea și chiar a condus cu 3-1 după reușitele lui Adrian Mica și Eduard Tița, însă Dănceul a reușit să revină în joc prin golul lui Mihai Pavel și, în minutul 90, Cătălin Chirfot a smuls un egal pentru echipa sa. Dunărea Gruia a încurcat liderul după 1-1, însă oaspeții au contestat un jucător advers și așteaptă marți seara decizia a JF-ului. La comisie se va decide și meciul Strehaia-Ase Corcova, după ce oaspeții s-au retras de pe teren la scorul de 1-1. În meciul 4 al rundei, Cujmirul a reușit să învingă cu 1-0 în deplasare Viitorul Șimian și a acumulat 15 puncte.